Бунгасит приятен, сент Михай Степанов, кун алт сайт, пекария си поате де примит монете gratis. Сидел пе чест сайт, деспре care vreau să spun 25 de monete OPP, care costă undeva $9.98 după cursul care este acum la ei, dar ca să primim aceste monete, atenție, pur și simplu trebuiește, după ce am făcut înregistrare, mulți din voi nu sunt atenți, în unele video eu spun despre ce trebuie făcut, dar voi faceți numai jumătate de lucru, deci doar înregistrarea, dar nu îndepliniți până la capăt și nu primiți monetele. Aici la fel, trebuiește de intrat în profil și de completat, deci de introdus datele, unde scris nume, prenume, adresa de unde sunteți și așa mai departe. Dacă nu facem acest lucru, nu apar monetele pe balanță. Deci, înregistrare se face după linkul care este sub acest video. Când apăsăm pe el, se deschide așa formă, unde trebuie de introdus e-mail-ul, nume, prenume, portofelul Ethereum, parola, repetăm parola, mai jos bufăm aici că primim condițiile, acceptăm captcha, deci cum acceptăm, apăsăm că nu suntem robot, după ce apăsăm pe registru. După ce am apăsat pe registru, la noi apare așa formă unde trebuie de introdus un cod care vine pe e-mail. Deci vine un mesaj unde vine la fiecare un cod care trebuie copiat pe urmă de apăsat în acest spațiu și de apăsat pe confirm e-mail. După ce am făcut acest lucru, dacă am făcut corect, trebuie să apară că cu succes e-mail-ul este confirmat. După aceea putem intra în cont. Intrăm în cont și prima ce face, cum am spus, intrăm în profil și edităm datele noastre. După aceea salvăm și în balanțul să apară cele 25 de monede. Dacă doriți mai multe monede, deja este linkul de referral și invitați ca să vedeți cât și cum se plătește pentru referale, intrați la această informație, unde scrie că pentru primii 3 referale se mai dă cât 15, de la 4 până la 6 câte 20 monete, de la 6 în sus câte 25 de monete pentru referal. Deci, 25, $10 pe referal, invitați 10 referal și aveți $100. Moneta, după mine, este interesantă. De ce? Căci ei au oficiu și în România. Dacă asta cuiva este interesant. Deci, au oficiu în 4 țări. Marea Britanie, SUA, Spania și România. Eu nu știu ce se ocupă, ei studiat mai bine acest site. După mine poate să fie interesant această monetă. Deci, undeva prin august va fi ultima etapă de vânzare. Apoi vedem când primim aceste monete. Deci, cam atât ce am vrut să spun, numai bine.